Salutări din București, bine ați venit pe încă ceva, numele meu este Marius, Avem cei care nu știu, aici aveți o sursă reliable, ca să zic așa, de romgleză și de geek stuff. Multă lume spune că e un geek, multă lume spune că e un nerd, dar puțin și demonstrează, noi pe încă ceva suntem aici, alături de dumneavoastră, pentru a vă satisface toate nevoile dumneavoastră de Nerds and Geeks. Iar azi avem o reacție la cel mai recent trailer din partea lui Marvel, The House of Mouse, dacă vreți, care ne-a livrat acest final trailer de la Eternals al lui Chloe Zhao, care a făcut și Nomadland, Oscar winner, You know the drill. Anyway, azi ne uităm la el, ceva bun. E adevărat, am înțeles că mai sunt niște băieți pe internet care practică acest sport de nerds and geeks. Se dau nerds and geeks. Unul este din Banat, îl cheamă Sucre, dar nu vrea să vină la Comic-Con. Cum Comic-Con? La Comic-Con? Voi să fiți la Comic-Con? Da, noi să fim la Comic-Con. Vem și stand și tot ce trebuie acolo frumos, de gran sensibil, un tricou de vânzare, o cană, de toate, cu bon fiscal, bineînțeles. Și de asemenea aveți foarte multe alte chestii interesante tot la fața locului. Acum, ce vreau să vedeți aici este o reacție la acest trailer și să nu vă luați pe băiatul din banat nici după doctorul veterinar. Ăștia doi sunt niște terchea, berchea. Vă mulțumesc și haideți să vedem Eternals, the fucking trailer. Trailerul se deschide undeva prin... Aș spune... Ai spune că e cowboy și că e călare pe, că e pe cal și e cowboy, dar aici e Ajax. Mă că Ajax aici este, ăsta de parte gender bending și nu știu ce, whatever, fac, nu contează asta. Aici suntem undeva, în, aș spune mai grabă, în Argentina decât în America, adică uitându-mă la pă, iarbă sau poate în Canada. Îmi place foarte mult faptul că Chloe Zhao e are boală pe wide-uri. Îmi place mult chestia asta la ea. Deși multă lume zice, bă, nu bag wide-uri multe pentru că mi-a din poveste, mi-a din timpul de poveste și așa mai departe. I don't agree. Cred că aduce foarte mult. Iar scena asta, în care acolo pe Richard Madden cum stă el și așteaptă așa frumos în, în pridvor, I like that. Îmi place setup-ul ăsta, știi? From the distance, a small man is waiting for you, a. Jack. Practic, singura chestie care mi-a plăcut foarte mult la trailerul ăsta, nu mi-a plăcut, dar singurul punct de comentariu ar fi că e foarte mult exposition în el și, practic, cred că o să primim the whole story în trei secvențe, în trei secvențe de exposition. Ăsta va fi unul dintre ele, da? Ăsta ne va spune ce se întâmplă în prezent. Cred că cei doi aici, Icaris, de Richard Madden și cu Ajax, cred că aici se pun de acord pe ce e de făcut. Asta este chiar începutul filmului. Dacă nu începutul, in between, știi? În primele trei minute de film intră și scena asta. Deci, practic, ei știu de Thanos, pentru că Thanos este și el un Eternal, nu uitați că este a Titan, da? The Mad Titan. Eternals, they are all Titans, practic. Asta e ideea. Deși cred că o să schimbe mult în MCU toată povestea lor. Dar aici spune că știi că ne, practic ne povestesc ce s-a întâmplat, cum Thanos au trecut acum 5 ani, deci practic asta filmul se întâmplă după Spider-Man, basically. The of the aici spun o chestie care nu sunt de acord cu ea. Asta cu emergence, știi, cu the, the bringing back of all these people provided the energy for the emergence. Acum, nu-mi dau seama dacă, nu cred că e o eroare, știi, mi se pare ciudat. Practic, sunt trei teorii aici. Ce înseamnă acest The Emergence? 1. Da? The Emergence of the Deviants, da? cealaltă rasă de creaturi, cele care se luptă în film, de asemenea. 2. The Emergence poate să fie the fourth host adică a patra vizită Celestials, dar cea pe care cred eu că e de fapt, The Emergence cred că este The Awakening of the Sleeping Celestial. Pentru că doar în contextul ăsta are sens, știi că reapariția pe pământ atât de multă viață, cred că un câmp magnetic al vieții, dacă vrei o treabă de asta, Soul Gem Something, îl trezesc pe băiatul ăsta. Sau, Uite, trezesc pe Deviants, una din două. Știi că e foarte posibil ca de fapt să fie vorba de The Awakening, The Emergence of the Deviants, pentru că scena asta acum cu meteoritul care cade, e o scenă în care cred că e din trecutul super îndepărtat când au ajuns The Deviants pe planetă, pentru că e clar că au schimbat narrativa din comic book-ul Neil Gaiman și al lui Jack Kirby, pentru că avem ne face practic cu, basically, ne aflăm în trailer că Eternals au venit pe pământ acum 7000 de ani. Asta înseamnă că și The Deviants au venit pe pământ acum 7000 de ani, probabil. Și atunci cred că meteoritul ăsta de fapt de drept este ajungerea pe pământ acestor Deviants. Deci urmează o scenă acum. Bum. Și e scena asta în care se dărâmă niște case. Numai că faza este că dacă vreți aici, aici e o casă. Și aici e o altă casă. Și faza este că în această, la această casă avem clar acoperiș. Și în trailerul precedent am văzut că oamenii în vremea respectivă trăiau în niște colibe. Așa că impactul acelui meteorit cred că este din de acum 7000 de ani, da? The Deviants Spawn, practic, apar The Deviants, da? Și asta este ceva nou, modern. Another thing. Poate chiar spre finalul filmului. A totally different thing. Hai să vedem mai departe. Ok. ca am mărbulova niște. Hai să vedem. Și faza asta, știi, cu How Long Do We Have, asta mi se pare, asta cu How Long Do We Have, mi se pare, din nou, o, o în plus a teoria cu the Sleeping Celestial față de The Emergence of the Deviants, da. dar cred că o să trebuiască să vedem filmul și apoi, apoi, și abia apoi vă putea trage o concluzie. Știi, că știi exact câte zile mai sunt. Acum poate, au, poate în vingerea Deviants i-au pus într-o cameră de stasis, știi, de hibernare și atunci au, știu că șapte zile durează. Asta e o scenă foarte mișto, îmi place asta, este scena creației acestor Eternals. Cred că ruta pe care va merge Marvel va fi ca The Eternals să fie Titans, but better. Știi? Practic, ăsta roșu pe care vedem aici este un celestial. De fapt, de drept și sau imaginea unui celestial, vedeți că aici este un fel de cristal din care el crește, el nu stă în picioare. Și atunci cred că aceste cristale pe care le vedem și mai încolo în trailer sunt un fel de building blocks, something, life building blocks. Anyway, este un moment în care îi avem pe toți turnului noștri aici și practic vedem că textul spune We eternals, adică dialogul spune și vine această biluță frumoasă spre Ajax. Boom. And then well, she gains something, something transforms. Și că este momentul transformării, venirii, devenirii, de fapt, a acestor titans, acestor titani, în Eternals. Okay, years ago. Asta nu înțeleg în schimb că de ce vin pe lângă soare. Aici sunt puțin contrariat, știi? Că n-ai niciun motiv decât dacă traversezi sistemul solar. Da, în fine. Și aici e momentul în care ei au venit pe pământ. E clară treaba asta. Ăla este Icaris la mijloc. Și aici avem momentul da să spun că meteoritul ăla pare să fie momentul aducerii divienți Pentru că, vedeți voi aici în apă? Aici apare forma asta, nu e o piatră. Deci să fac in Deviant. Și a puțin amețit. Adică pare că abia a sosit și la impact e puțin bezmetic. Și acum ajunge ce pe pământ. Le vede pe băiețelul ăsta mic. Și apoi iese puțin din apă. CGI-ul e și bun și rău în același timp. Îmi place motion blur ăsta de pe aici, de pe lângă mânuțele astea, dar în același timp observ o separare, o diferență de lumină, dacă vrei, între cele două, între cele două știi? Dar, well, I guess we'll see. Și aici avem, în sfârșit, a good look at Icaris. shoot lasers from his eyes. Partea bună este că am văzut ceva de la DC și anume cum să faci laser from the eyes to look good. <laughs> Știi? Asta e faza. și îmi place și flare-ul ăsta de aici. Some smooth touches, ca să zic așa. Detalii foarte mișto pe care foarte puțin lume face. Știi? Și aici, uite frumos, și vreau sa i tai o aripioară. Băiețelul, dacă vă uitați, îl vedeți încă aici. Da? E aceeași scenă. L-avem aici pe acest deviant cu aripi de Pegasus care o ia pe Cocoașă în momentul de față și apoi Mr. Icarus goes airborne. Deci, practic, laserul nu a făcut mare lucru, să ne înțelegem. Efectele speciale, în schimb, sunt bune. Bune, bune. Adică îmi place cam toată partea asta. Și uite aici, The Money Shot. Aici suntem la adevărata valoare a acestui trailer. În sfârșit, dacă nu înțelegeți semiotica din spatele scenei, e vorba de Kit Harrington care este pus cu spatele la un perete și se uită spre niște mașini spălat pentru că și-au dorit să spele păcatele sezonului 8 din Game of Thrones. E musai să fie așa, că altfel nu are cum. Dar dacă ascultăm dialogul... Avem din nou un răspuns la o întrebare. Well, unde ați fost în timpul luptei cu Thanos, dacă voi sunteți apărătorii Pământului? Și era un fel de, well... More, the other da, de ce nu v-ați băgat în celelalte lucruri urâte din istorie? Și aici avem un cadru în care prima oară am crezut că suntem înapoi în Babilon, că am văzut în celălalt rând Babilonu, dar nu e Babilonul. Aici e vorba de asteci, incași, maiași, olmeci, ceva sud-american și practic, pentru că vedem ziguratele, da? se văd scările de la zigurate, se vede că e zigurat aici, pa, pa, pac, și aici scările de la zigurat. Și aici ăsta este un conquistator, a Spanish guy, a Spanish guy doing something, adică el vine călare pe cal și vrea să decapiteze pe cineva și îl taie pe băiatul ăsta. Iar aici îl vedem pe Druig, care este nimic altceva decât cel mai puternic telepath. Dar faptul că el nu intervine ne arată că el nu poate să facă asta. Deci e clar că la un moment dat, în film, probabil cu ocazia acestei discuții dintre Sussie și The Black Knight, o să avem acest montaj în care îi vedem pe ei cum construiesc civilizații și cum nu se bagă atunci când e belea. Nu sunt un mare fan al montajului în film, acest flashback wannabe be kind of montage, știi? Dar în același timp, well, this is the only thing adică era singura chestie care putea să o facă bar from, știi? Mai face un film, cam asta e ideea. Și acum aflăm că, de fapt, ei n-au intervenit, răspuns la întrebare, unde au fost Eternals în timpul lui Endgame? Și aflăm că, de fapt, ei n-au voie să intervină decât dacă e vorba de Deviants. Știi? Ei trebuie să apere omenirea, dar doar în momentul în care sunt Deviants. În rest, ei sunt, you know, they can't touch dick shit. Și în momentul să vedem că el, adică de ce plâng personajele noastre aici, pentru că lor le pasă foarte, foarte mult despre oameni. Și iar, by who? Cineva a dat ordinul ăsta, știi? Și atunci vedem că în jurul lui Cersei se deschide universul, frumos. And boom, we got the fucking judge, motherfucker! -l, L avem fie pe Arishem the Judge, pentru că e foarte greu să spui cine și cum a rămas, datorită faptului că sunt prea mulți, știi? Adică se a schimbat prea mult față de comic book. Dar fie Arishem the Judge, cel care cred că i-a și creat întreierul ăsta, fie Ziran the Tester... Adevărul este că nu ne dăm seama. Faza este că Aroșen ar trebui să fie și în, și în Guardians of the Galaxy, doar că e greu să spui cine, ce și cum. Teoretic sunt doi Celestials care sunt roșii, așa că unul dintre ei e ăsta. Ce vedem aici, în schimb, este de, dimensiunea imensă a unui Celestial, da? Faptul că vedeți, are și gravitație proprie, faptul că este o centură de meteoriți care ajunge în jurul lui. This November. Aici nu-mi dau seama unde ar putea să fie, nu cred, că, nu cred că mai e în același loc, adică tot cu Ajax, că e, parcă nu se potrivește locul. Mergem puțin în Amazon, boom, unde în Amazon, aparent, Druig, el a rămas cu și lui aici, da, și își face el treaba, e pe sistemul Gilgamesh și el aici, e moment în care se duc să-l trezească, probabil, să make him remember. Așa, Sprite, pe, avem și pe Angela Joe Jolie care se duce la... Aici nu dau seama cine, la cine s-a dus, ca să zic așa, știi? Sau dacă e doar o luptă de încălzire. Aici avem niște descărcări la un vulcan. Acest vulcan care și-a făcut loc între noi aici. Aha, deci ei vin pe insula asta, Power Ranger style, să se lupte cu inamicul. Ok. Ok, aici cine asta? Ai, Druig cu ochelari de soare, cred. I think. Ok. Aici sunt din nou nava pe care am văzut-o în. Uh... Da, Druig era cu ochelari de soare. Suntem din nou pe nava pe care am văzut-o în primul trailer. E drăguțica. Aici suntem. Am părăsit iar insula. Suntem undeva în Egipt, probabil. Maybe. Kind. Hopefully. Thinking it is. Unde vedem cum este extrasă nava Eternals din pământ unde a dormit până acum, se pare. Și suntem somewhere in Egypt, I believe. Aici e momentul, cred în care au ajuns pe pământ. Știi, scena cum cu multiple cast. Iar aici <laughs> suntem înapoi în Babilon, cred. Unde Sprite face magie. Ok. Aici ne arată cât de mult au iubit ei oamenii și în același timp ne arată că they used to love each other, adică Cersei și Icarus. Și apoi, guess what? We're back to Black Knight. Că Black Knight așa nu pare să fie the thing. E lângă ele Cersei și Sprite. Da? Între cei doi o să fie puțin love interest and stuff. Ăsta aici în spate e CGI, se cam vede așa pe pe contul lui Kit Harrington. Și aici Kit Harington o apără pe Sprite. Adică nu e scena imediat, sunt în același scenă, dar secvența nu e următoare. Vedem pe Kit Harington cum ridică o mânuță. M-am tot uitat să văd fish chip, dacă e ceva vreun easter egg pe aici, n-am văzut nimic. Cersei se bagă sub autobuz și îl transformă în petale. Și aici probabil cred că e momentul în care Cersei, prea e faza aia, în care este și Cersei și Pride, se întâlnesc cu uh, Mr. Dan, adică The Black Knight, și cred că e momentul în care îl cunosc cum ar veni, iar scena asta deși inițial eram tentat să cred că e nava lor, nu, I think this is the regeneration chamber, cred că asta este undeva, Iar aici am din nou mă gândesc la The Sleeping Eternal cred că aici e vorba de locul în care ei sunt refăcuți de fiecare dată nu pare să fie nava lor asta, în care se duce Cersei, știi? și chestia asta, acest acest Life Matrix something stuff da? Bank și s-a aici toată nebunia asta. Which means something. Nu recunosc din comic bucuri. Aici vedem o... Aici ne am întors în timp, din nou, vedeți că nu aveau acoperi și erau un cortul în bordește. Și aici se luptă unul la unul. Și asta este uh, the Searcher, dacă nu mă înșel. Might be wrong here. Protect. Chiar se bate, iată că fiecare dintre ei s-a bătut în trecut pe malul Mării Mediterane, s-a luptat cu s-a luptat cu The Deviants. Aici nu am luat seama dacă în spate eu, nu că e că o galaxie. Nu, no, nu e o galaxie. E doar o chestie. E că e tot din flashback o treaba asta. Bam, bam. Ok, she's fighting, roller coastering, bang, pum din gură, ăsta fuge repede. Și aici pare că suntem înapoi la casa din pădure. Vreți casa lui Ajax, da, și din prerie, pardon, și nu știu de ce, dar îmi place că detaliu detaliul ăsta, vezi că îi apar tot celestial symbols around his eyes. Și aici aici care îți cu focul. Nu știu de ce. E, și aici, aici e o mică dilemă pentru mine. Pentru că o vedem pe Angelina Jolie, ea este în outfitul de celestial precedent, în uniforma din de acum 7000 de ani. Aici suntem din nou în prezent, pentru că îl vedem pe ăsta micul nostru cu zboare cu îi dă cu aripioarele. Bang, avent aici. Întrebarea este în căsuța din pădure 2, aici, dacă suntem la Druig sau nu. Că suntem la Druig acasă, unde era el avea acel câmp din pădure, acel camp din pădure. Și aici, în schimb, efecte speciale. Good fucking job, mă fac. Fuck. Good fucking job. Și aici vedem pe Icaris cum se lupte la așa puțin și când se enervează, îi dă cu flăcărică. And bam! Very good cut there. Mm -hmm. Aici, din păcate, nu trebuia să bagi scena asta, dar vă uitați foarte bine la Mr. Uh, Richard Madden, clipește înainte să dea cu pumnul masă. Adică știe că se va rupe și vor sări toate lucrurile peste tot. What is the made of Vedeți? L-ați văzut? You catch it? You caught it, actually? Dar trebuia să fie și puțin umor. You know. Collection. Ikea. Ikea. There you go. <laughs> anyway, bun, foarte bun trailer nu am ce spune, mi s-a părut mi s-a că a livrat și a livrat bine de tot mi se pare că dacă v-am spus că pe mine ăsta este unul dintre filme în care sunt cât de cât hype, acum sunt și mai hype și am speranțe bune pentru el. Singura frică pe care o am este acest combinație în primul act din film, o să avem 15-20 de minute, în care ne vom prege timpul în flashback-uri și exposition dumps și mai departe. Dar, you know, it has to happen. Bun, cam atât pentru azi, sper că v-a plăcut, sper că v-a făcut suficient de mult -ați, să lăsați like-ul, share-ul și subscribe-ul. Nu uitați să vă feriți de impostori, Nerd Nation, just yeah. <gură> glumesc evident. Mulțumesc că am pe Patreon, oamenii comentarii încă ceva, fără de vă nu ar fi posibile. Ne vedem la Comic-Con până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez, vizionare plăcută, numai de bine, baftă!